astăzi Părintele Severian, care este și consilier, îi invită pe copii la Varlam. Am făcut acolo un centru cultural, unde Episcopia a găzduit taberele Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și au venit copiii și au văzut mănăstirile noastre, Sfânta și Voivoda la Mănăstire Comana, au văzut Parcul Natural Comana, locul unde a fost decapitat voievodul Vlad Țepeș și multe alte călugărenii cu istoria lor. Așadar, Părinte, să luați copiii astăzi, să-i duceți la Varlam, noi am comandat acolo tot ce trebuie, iar Părintele care a predicat astăzi le-a pregătit acolo șepcuțe, tricouri, palete de tenis. Binecuvântarea Preasfințitului Ambrozie, Episcopul Giurgiului, la Centrul Pastoral Cultural Catehetic, Acoperământul Maicii Domnului din Varlam, se desfășoară mai multe activități cu tinerii din parohiile sărace și nu numai. Și parohia Pâslari a beneficiat de aceste activități cu tinerii, care s-au bucurat de activități catehetice, culturale, educaționale și distractive.